Polițiștii de la compartimentul de prevenire și-au reluat activitatea în școli imediat după începerea noului semestru. Aceștia au mers să stea de vorbă cu elevii pentru a-i determina să prevină faptele antisociale. Oamenii legii au totuși câteva sfaturi și pentru părinți. Încă de la începutul acestui semestru școlar, polițiștii de la compartimentul de prevenire au și început vizitele în școlile din municipiu și județ. Aceștia merg să stea de vorbă cu copiii pentru a învăța cum să se comporte frumos și mai ales cum să evite faptele antisociale. Până la acest moment, oamenii legii au vizitat elevii de la Lazăr, școala 4, de la școala din Media, iar în cursul zilei de joi au stat de vorbă cu elevii școlii din Cisnădie. Numai aici, aproximativ 100 de copii au primit sfaturile polițiștilor. Dincolo de cei mici, însă, educația de acasă este la fel de importantă ca și cea primită la școală, așa că părinții joacă un rol esențial în acest sens. Pentru ei, oamenii legii au câteva sfaturi. Cu începerea noului trimestru școlar, atenționăm părinții să aibă în vedere comportamentul propriilor copii, atât în mediul stradal, la școală, cât și acasă. Orice abatere de la normele de conviețuire socială trebuie să-i alerteze și să ia măsurile în consecință. În situațiile în care se simt depășiți, le recomandăm să apeleze la servicii de specialitate. Care sunt cele mai des întâlnite situații de comportament antisocial al copiilor? De regulă, limbajul vulgar, întâlnită în mediul școlar, între elevi și câteodată și între elevi și profesori.